Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit că Ministerul Sănătății vrea să facă o recomandare sau să dea un ordin de ministru, nu știu cum se poate face formal, birocratic, dar, mă rog, vrea să ceară școlilor să aibă grijă, sau Ministerul Educației să aibă grijă ca elevii să nu mai aibă ghiozdane mai grele de maximum 10% din greutatea lor. Și, practic, cum fac asta? Că teoretic, nu dau seama cum. Teoretic o să dea, probabil. Da, mă rog, e o discuție veche. Am mai vorbit despre asta, un, cred că, mai mulți ani. O să pună cântar de la intrarea în școală ca la camioane în vamă, știi? Da. Și dacă ai mai mult de... Între copii, piuie. Bim, 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 bim. Ia de înapoi. Matei? Da. Ești din rând, hai te rog. Nu e de la manuale. Nu e de la manuale, am mâncat mai mult aseară. Dar asta, ghiozdanele a fost dintotdeauna o problemă. Da, așa e. De când eram noi mici. Da, eu am făcut, cum se cheamă aia, care e într-o parte scolioză. Scolioză. Da, am avut scolioză pentru că țineam o geantă pe un număr. Evident că doar nu era să fiu fraier să merg cu ghiozdan în spate, așa am ajuns, ca ai amicii. Așa am ajuns la trapezul ăsta. Da, de nebunia după lumea. Un ghiozdan, ceva de speria. 10% ăsta ar trebui să fie greutatea maximă. 10% din ce? Aveți că din 10% din greutatea copilului. Adică, dacă, de exemplu... Ce ghiozdan mare aș avea eu? Da? Păi, dacă vrei, te facem calcul. Duce la 2-3 voinici ghiozdanele. Da. George. Hai, mă, colegi, dați-mi-le mie. Bun. Acum, pentru copiii care au noroc și au la școală dulăpioare în clasă, atunci e mai simplu, că poți să-și lase manualele. Dar eu nu înțeleg cum fac cu temele. Adică eu trebuia să fac teme și aveam nevoie de manuale. Sunt manuale speciale pe care poți să faci. Ce înseamnă manual special? Sunt niște broșuri de pe care poți să faci sau îți dă în clasă. Păi și manualul la ce mai bun nu trebuie să studiezi din ele? Adică dacă te duci acasă și vrei să înțelegi teoria pe baza căreia trebuie să faci exercițiile, n-ai nevoie de manual? Te duci până la școală, de faci dragul sănătății copilului, cumperi două rânduri de cărți. Oricum un rând îl primește gratis de la școală. Da. Și mai e un rând. Și acasă. Are unul acasă și unul la... Da. Mi se pare o bătaie de cap îngrozitoare. Câți părinți fac asta? Pagina în caiet. Păi asta nu fac glumă. Asta pentru că nu suntem obișnuiți să facem asta. Dar uite, asta s-ar putea... Ai tăi au două rânduri? Nu. Nu, dar noi nu avem probleme cu ghiozdanul. În ce sens? În sensul că radul e foarte puternic. Nu, adică serios, care fără să cârie. Ai cântărit ghiozdanul lui Răducu? Are vreo 8 kg. 8 kg? Câți ani are Răducu? 7-8. Câți ani are? 2. 4. 8 kg are? Da. Păi... Și el are 40. 40. Păi are și cât înseamnă? 20%. Ia, 8 din 40. Stai cam aici. E, dacă era jumătate, ești într-un abandon școlar, tu îți dai seama? Practic. 20%. Pierde jumate din baterii. Tu știi ce înseamnă? Tu câte, tu câte kilograme ai, mă, la... Tu câte kile ai? Da, de ce? Zi, mă. Da, ce relevanță? Haide, mă. Ai, no, bați 90? Da, peste. Bun. Pun 95? No. Da, în ele. 93. Mamă, zici că... Păi nu, mă, dar diferența între... 90. Dacă tu ar trebui să porți un ghiozdan la greutatea pe care, proporțional cu greutatea ta, ar trebui să ai un ghiozdan de 19 kg. La 20% ăștia. Da. Da. 19 kg. Tu știi ce înseamnă? Nu mi-e frică. 19 kg, bă, băiatul, ești... Te pregătește bun? Pentru viață. Uite, te faci alpinist. Te faci alpinist. Te duci în armată, ai de cărat. Prieteni, hai să facem așa. Vă propunem să facem... Hai să încercăm o mișcare în doi pași. Cântăriți azi ghiozdanul copilului și notați azi. Deci când se întoarce acasă, vă rog, nu uitați. Că acum, probabil, când ne ascultați în mașină, îi duceți la școală pe amici și și amici să țină minte. Fraților, cântăriți-vă azi ghiozdanelele și mâine, la ora asta, vorbim despre ce ați constatat. Deci puneți ghiozdanul pe cântarul din baie și mâine vorbim, ne sunați, ne spuneți, copilul meu are 40 de kg și ghiozdanul are 8. Și vedem ce înseamnă asta proporțional. Și după aia vedem dacă, de ce anume e atât de greu. Adică ce se poate face ca să nu mai fie așa. Dar faceți azi experimentul ăsta, notați undeva. Și mâine sunați-ne. Lansăm, uite, la ora asta e 7:20. Mâine la 7:20 lansăm temă de discuție. Câte kilograme are ghiozdanelul copilului, cât are copilul și vorbim despre asta. Și de ce Dumnezeu lui depășește 10%? Mi se pare uluitor pe bune. Adică dacă noi ar trebui să cărăm în fiecare zi în spate 20-25 de kilograme doar ca să ne ducem, să ne întoarcem de la serviciu, nu cred că am fi deloc fericiți. A? Nu, dar poate am fi mai slabi. Zici? Vă reamintim că ieri la ora asta v-am rugat să țineți minte, să vă notați undeva, să cântăriți ghiozdanul copilului și după aia să cântăriți și copilul, ca să facem o discuție despre greutatea acestor ghiozdane pe care ar trebui să le care copiii în fiecare zi la școală, către școală și înapoi.
Ideea a venit în contextul unei propuneri a Ministerului Sănătății, care se gândește să dea cumva un ordin, o recomandare, astfel încât ghiozdanele copiilor să nu mai depășească 10% din greutatea lor. Ceea ce mie oricum mi se pare cam mult, dar hai să zicem 10% maximum. V-am rugat să faceți asta, am primit mesaje și rugămintea e, sunați-ne acum la 0372069599 dacă ați făcut ce v-am rugat să faceți, adică dacă ați cântărit ghiozdanul și dacă știți și cât are copilul, să purtăm discuția asta. O să vă spunem noi procentual cât reprezintă. După care am vrea să vorbim și despre motivele pentru care unii copii, că nu toți, care foarte multe manuale, cărți, culegeri la școală. Și dacă credeți că lucrul ăsta poate fi rezolvat, adică, serios, în cazul în care, să zicem, un copil care... Ar trebui să ne comparăm cu noi înșine. Adică când un copil care, un ghiozdan care are 15-20% din greutatea lui, ar trebui să ne imaginăm ce ar însemna pentru noi să facem asta. Adică la greutatea noastră de, hai să zicem, o sutică, ar trebui, da, mă, să... Da, eu ar trebui să duc un ghiozdan sau o geantă de 12 kg, de exemplu. Dacă eu. Ar fi 10%... La mine la... 10% sunt 12. Da, dacă da. Ar fi 20%, ar fi da. 20-24 de kilograme. Deci, 0372069599, sunați-ne să vorbim despre greutatea ghiozdanelor copilului. Între timp, iată mesaje, vreau să citesc numai unul. Fica mea are 15 ani, are o scolioză foarte urâtă, am dus tratative cu școala pentru că nu mai poate căra atâta greutate, au înțeles, le-am atras atenția și asupra celorlalți copii care și ei duc câte 10 kg de maculatură. Maculatură? Și continuă Diana, zice că la ce bun manualele, dacă mulți profesori vor la materia lor, încă o culegere, încă un caiet al respectivei culegeri, pentru că da, profesorii și aleg la începutul anului, mai ales la matematică și la română, o culegere, iar acea culegere are și un caiet de lucru, fapt pentru care, practic, se triplează, nu? Sau se quadruplează, dacă pui în fiecare, da, ai un caiet și o carte, plus o culegere și un caiet aferent de lucru, așadar da. Se fac 4 piese și dacă în aceeași zi copilul are și matematică și română și în situația asta, sunt din start 8. Da. Maculaturi, cum zice Diana, dar nu sunt maculaturi, în fine. Ce zice altcineva? Clasa 5 a un băiat 37 de kilograme, ghiozdanul are 6, 8, 10 kilograme. Bă, deci 10 kilograme pentru un copil de 37 de kilograme, serios. Nu doar manualele sunt problema, ci și faptul că sunt foarte multe culegeri. În școală se fac ore și după masă, mai complicat de lăsat un rând de manuale la școală. Lucian din Oradea. Am cântărit-o pe Alexandra, are da. 53 de kilograme da. Și ghiozdanul ei are 15 ani, are 14 ani. Uh-huh. Și ghiozdanul ei are în general 6 kilograme. Da. Uneori mai puțin, mai mult, de deci multe ori mai puțin, sunt undeva pe acolo, pe la 10%, în condițiile în care ea are la școală și dulap pentru chestii suplimentare și așa mai departe. Adică are deja lucrurile astea acolo. Da. Radu al meu are 41 pic de kilograme, ghiozdanul are vreo 7, dar ăla și care dă năucă, m-am uitat la el în ghiozdan, zic, mă, ce-o avea de cântărește atâta? Și avea practic toate cărțile și toate are la toate materiile, zic, de ce mă atâtea cărți, plus apă? Zice, păi mi-e lene să stau să le scot în fiecare zi și să-mi refac ghiozdanul, așa că practic Radu care zi de zi toate ghiozdanul cu toate și manualele și caietele de la toate materiile. Cât e raportul? Cât are? Mai zi-mi o dată. 7-8 kg pe acolo cu bătaie și el are 41-42. În schimb Ștefan, nu, care e clasa 8-a... Nu, să facă scolioză. Serios. Și dacă vorbești cu medicii, cu ortopezii, spun că sunt din ce în ce mai mulți copii care vin strâng. Sau celul e drumul scurt, n-are așa mult de mers. Și trage, trage de umeri, poate face de spate frumos, că e bun ghiozdanul, e de la cu spatele ortopedic, nu știu cum. Ștefan, îmi place că Ștefan, care are 1,84-1,85 de kilograme. Bă, băiatule, câți ani are? La fix. 14-15, face în august acum. Așa l-a lăsat Dumnezeu, mai mare cu un cap ca mine. El are ghiozdanul, l-a încântărit, cred că are 1,5 kg, că el e ca tasul, are 3 foi și 2 caiete. Și restul e mâncare. Bine, okay. Și pe coadă, acum se pregătește de evaluarea națională, nu prea mai arde. Iată un alt mesaj. Zice,
Bună dimineața, spune Mihaela, învățătoare. Zice, sunt învățătoare și am câteva lucruri de spus despre ghiozdanele elevilor. În lecția despre masa corpurilor, elevii au cântărit obiecte școlare. În aceea zi, ghiozdanul unui elev cântărea 2,5 kg, al altuia 5 kg. Unii elevi nu au ghiozdane de purtat pe spate, sănătoase, că par demodate, ci rucsacuri sau trolere. Adevărul că trollerul mi se pare super ok. Unii elevi poartă zilnic toate manualele și caietele, ca să nu le uite acasă. Au sticlă cu apă, pachete cu mâncare, pentru că nu iau micul dejun acasă. În privința temelor, se poate lucra de pe manualele digitale, dacă elevii au acces controlat la net. La nivelul țării, nu știu dacă e realistă soluția. La fel, nu știu dacă toate școlile au spațiu pentru dulapuri individuale. Nu, nu au. Unde lucrez eu, spune Mihaela, învățătoare, aceste locuri există, iar elevii țin acolo echipamentul pentru educație fizică și cele necesare pentru lecțiile de AVAP. Nu știu ce este AVAP. Astea, desen... 0372069599. Zice că nu mai avem timp, hai că avem timp. Telefoane de la voi, cât cântăresc ghiozdanele copiilor. Mesaje și telefoane, evident. Hai să începem cu două mesaje, uite. Bună dimineața, băieți. Paula mă numesc. Fetița mea este clasa a doua și ghiozdanul are 1,34 m. Are 30 de kilograme. Înălțimea e 1,34 m. Și ghiozdanul are 8 kilograme. Și se compune din... 600. Manual matematică, manual română, auxiliar matematică, auxiliar română, caiet română, caiet matematică și mapă. Plus șervețele umede, șervețele uscate, sticla cu apă. Și în anumite zile mai are și franceză, unde are iar două manuale și un caiet. Joi are 9 kg ghiozdanul. 9, asta înseamnă. Este foarte mult pentru un copil 9 kg. De 30 de kilograme în clasa a doua. 30%. 30% din greutatea corporală, 9 kg la o greutate a copilului de 30 de kg. Da, mi se pare enorm. Da, faceți 30, o treime din cât cântăriți voi. Astăzi. Dacă te uiți pe străzi când se întorc copiii de la școală, de multe ori bunicii duc ghiozdanele și imaginea e cele mai multe ori, da, părinții sunt cei care care pentru că vor să facă ei mușchi, nu să lase copilul să se dezvolte. Neața, băieți. Mă, da, frumoasă emisiunea voastră, dar oare de la telefoane, de la poziția în care stă toată ziua pe telefoane sau orele alea pe telefoane, nu duce la spondiloză? Oare ghiozdanele astea pe care le cară ei au autobuze de la școli? Noi, părinții, ducem până în fața școlii. Câți metri, să nu zic kilometri, cară ei ghiozdanele? Noi am cărat ghiozdanele zeci de kilometri, că mergeam pe jos. Și tu, la fel cum spunea Luca de copilul lui, la 7, 8, 10 kg îl căram zilnic, kilometri întregi. Haide să vedem un pic și poziția la telefon, haide să vedem un pic și sportul pe care îl fac copiii ăștia, haide să vedem un pic câți copii, cât la sută din copii cară ghiozdanele astea. Nicu din Câmpul Lung, zi bună. Din Câmpul Lung. Și de la cât la sută dintre copii nu contează? Adică dacă sunt 20% să îmbolnăvesc de scolioză, mai are vreo importanță? Da. Asta este un fel de whataboutism. Adică da, sigur că dacă și telefoanele sunt o problemă, sigur că și transportul e o problemă, dar vorbim despre asta acum, nu? Corect, da. Și faptul că noi căram ghiozdane ca fraierii și eu am făcut scolioză și mâncam salam cu soia, nu înseamnă că și ăștia acum trebuie să facă la fel, că dacă noi am supraviețuit, ei de ce nu pot? Asta nu e necorectă. Daniel, bună dimineața! Salut, bună dimineața, Daniel! Vă salut, băieți! Bună, am un băiețel de 12 ani, da? am asigurat că soția a fost ultima oară cu el la doctor și l-a cântărit, are 41 de kg, știam de 38, clasa 5-a. Da. Eu văd ca o rezolvare a problemei cu ghiozdanul și cu asta, din două lucruri s-ar putea rezolva. Dar nu ne-ai spus cât cântărește ghiozdanul. Păi ghiozdanul e în funcție de zile, 5, 7, 9 kg, uneori și mai, chiar și mai mult, când are 6 ore. La 9 kg înseamnă 21%, 22% din greutatea corpului. Da, eu văd două lucruri, dacă ar fi posibile, s-ar reduce maxim la jumătate greutatea ghiozdanului. Și anume, sau chiar 3. Caiete cât mai, cu pagini cât mai puține cumpărate de părinți. Da. Manuale care să aibă în două rânduri. Dulap la școală, să rămână cele care le folosește acolo la școală, iar cele care are nevoie de la casă acasă. Uh-huh. Și apă, dozator de apă în școli.
Da. Eu zic că la jumătate s-ar reduce greutatea ghiozdanului, clar. Bine, majoritatea școlilor, adică cel puțin cele care sunt legate la canalizare în România, apa de la robinet e potabilă. Teoretic. Adică sunt... Eu n-am curaj să beau eu, dar minte să-i spun copilului să bea apă din... Depinde de la localitate la localitate. E potabilă. În București e potabilă. Dar sunt, nu există... Dar... Eu nu știu că există localități la care apa de la canalizarea publică, din rețeaua publică de apă, să fie nepotabilă. Nu știu vreun oraș în care să fie avertismente, primăria să spună nu beți apă de la robinet. E potabilă, poate nu are gustul pe care îl vrem noi. Iar cu dulăpioarele de la școli, da, evident că asta este o soluție bună, dar nu în toate școlile se poate. Și nu în toate clasele, da. La noi, la școală, de exemplu, sunt și dulăpioare și cu toate astea, fii mișcare ghiozdanul, că așa vrea el. Uh-huh. Și există și butoi de la de apă, dispenser. Uh-huh. Cătălin, bună dimineața! Boier. Bună dimineața, băieți! Salutare! Interesantă dezbatere. Da. Am o fată, în clasa 8-a, cu o constituție atletică, 1,70 m, în jur de 60 de kilograme. Bun, 60, am notat. 10 kilograme nu scade ghiozdanul. 10 kilograme. Sub 10 kilograme. 17%. Suntem din provincie. Dar ce are domnul în ghiozdanul ăla cu 10 kg? Sunt unele manuale foarte grele. Aici studențești tot felul de cărți și penar și nici mai pun sticla de apă. Uh-huh. La socoteală. Am ocazia să mă duc să iau de unde lasă, că suntem din provincie, Valea Dâmbovitei. Da. Nu dau mai multe detalii. Și trebuie să mă duc să mă iau seara, îmi bată după amiaza, să o iau de unde o lasă în microbusul școlar. Până acasă e cam în jur de 7-800 metri. Uh-huh. Când vine seara, mai la țară mai sunt și câini și de-astea, mă închin cum îl duce în spirare. Da, adevărul că totuși, știi... Deci în clasa 8-a, vă spun, termină, mai are 2 săptămâni de zile, e ultimul clopoțel, sub 10 kg nu... Nici când are sportul. Uh-huh. Nu este. Ba mai mult la sport trebuie să ai și echipament sportiv. Un box de apă de... 1,5 litri are 9 kg. Da. Faceți... Luați-l în brațe. Plimbați-vă cu el un pic prin casă ca să înțelegeți proporția problemei, dimensiunea problemei. Tiberiu, bună dimineața! Salut, Tibi! Bună dimineața! Mă bucur că sunt cu voi astăzi. Da. Marea majoritate s-au cam spus lucrurile. Ideea este în felul următor. Sunt cel puțin 4 factori în ecuația asta. Părinții, școala... elevul și profesorii, școala ca instituție, școala ca profesor, de-aia am zis 4. Soluțiile sunt școala, dulapurile. Manualele pot fi utilizate în regim de sharing în școlile în care stau câte 2 în bancă. Dozatoarele de apă sau apa de la robinet iar e o chestie foarte mișto. Nu trebuie cărate toate manualele, manualele duplicate. Ce își vește inițiativa Ministerului? Da. Sământului sau cum am aici, educației, mi se pare că se înscrie în tendința de suprareglementare din toată lumea occidentală, știți? Da, nici eu nu... Hainele nici... câte vreme sunteți îmbrăcați cu ele. Da, nici eu nu-mi dau seama cum se poate aplica, dar e o recomandare de bun simț să fim de acord. Pe de altă parte, sincer, eu nu înțeleg niște lucruri. Unu, de ce trebuie să cari culegerea cu tine la școală pentru probleme? Adică și eu aveam culegeri, știți foarte bine că din când în când mai primeam cadou spre disperarea mea culegeri de gheba, de matematică, dar ele stăteau acasă. Și profesorii ne dădeau teme, pur și simplu scriau, adică ne spuneau, scrieți din culegerea cu tare, de la pagina cu tare, faceți următoarele exerciții. În privința manualelor, da, uneori ne spuneau, deschideți manualul la pagina nu știu care, dar profesorii adevărați nu aveau nevoie de manual ca să facă, adică să ne pună să citim din manual sau nu citeam da, manualul din te manual ajuta. Ca să facă o lecție interesantă. Manualul era bază teoretică pentru cei care voiau să studieze mai mult. Adică, sincer, cred că și profesorii trebuie să-și pună o întrebare în momentul în care cer copiilor să care, cum spunea cineva mai devreme, toată această maculatură zilnic după ei. Îmi pare rău că este anonim, dar mesajul momentului a sosit cu o foarte bună concluzie. Ghiozdanele sunt pregătire pentru Glovo și Taz. Nu trebuie intervenit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.